Peloponezi material extra. Astăzi este duminică 26 mai, ziua de votare. Este 6 și jumătate. Da? Și trebuie să mergem să votăm. Mi-am mutat tura să încep la ora 9 astăzi, ca să pot să merg la votare. Trebuie să mergem până în Leeds, avem cam jumătate de oră, sau sper să am jumătate de oră până acolo. Să nu fie trafic, mă bazez că nu e trafic pentru că e 6 jumătate dimineață. Votăm și ne întoarcem până la ora 9 înapoi în firmă ca să plecăm la muncă. Asta facem noi ca să scăpăm de muistul de Dragnea și de PSD. Așa că să înceapă vlogul de astăzi, care va fi un special. Voi încerca în momentul în care ajung acasă să îl și postez. Și nu pot să vă mai zic duceți-vă la vot pentru că deja ați fost la vot, bănuiesc. Așa că să sperăm că după acest vlog sau în momentul în care voi posta acest vlog, să ne bucurăm de faptul că am scăpat de majoritatea europarlamentarilor PSD-iști. Așa că hai să vedem care e atmosfera pe acolo, prindiți la vot. Haideți cu mine. Băi, am intrat în Leeds. Evident, orașul e pustiu, ceea ce e perfect pentru mine. Și Google Maps ne arată ca un gen fix la ora 7 acolo, adică fix când ar trebui să se deschidă urnele. Sper că voi fi printre primii votanți. Sper să găsești loc de parcare pe acolo. Din ce țin minte, cred că am fost tot aici să fac pașaportul pentru mine și pentru fată, când am fost la acel birou mobil al ambasadei României. Eu de obicei care țin minte locuri destul de bine și destul de repede, de data asta se pare că l-am uitat pe ăsta. Nu mai sunt 100% sigur că am fost aici, dar așa țin minte. Știu că e un corp de clădire undeva în primăria Leeds, nu știu, undeva prin spate, ceva din ăsta, și parcă știu că acolo am avut loc de parcare, chiar și gratuit, nu a trebuit să plătim, și sper să fie așa. Bă, 100% e locul unde am fost și știu că e loc de parcare, ceea ce e mai mult decât foarte ok. Au. Ok, și acum parcă trebuie să ies undeva, exact. Așa, 660. Asta mai țin minte pe aici. Știu după aia că e un complex mare de clădiri, dar îl vom găsi noi. Asta e ieșirea, nu? Da. Okay. Aici zici că ești în Paris cu tunelurile astea și ieșirile astea. Și era și în Paris. Era taiul de asta. Pierdeai toată ziua să te întorci. Și asta apropo e autostradă în centrul orașului. Merge așa. Așa. Cred că trebuie să fac stânga pe acolo. Deci aia este autostradă în centrul orașului. No entry. Deci nu intru. Deci înseamnă că pe aici, nu? Dacă e no entry pe acolo. Ce e doar de stânga sau să mă duc pe acolo? Bă, dați-mă așa că era bine pe acolo. Mă duce bine fraierul. Trebuie să mă duc pe acolo. Mi se pare că asta e clădirea toată. Nu mai țin minte. Da, asta e clădirea toată. Mi se pare. Toată primăria. Adică tot ansamblul ăsta pe aici mare. Hai să vedem dacă găsim acum. Așa. Universitate. Se pare că ăsta tot. Ok. Așa. Știi că trebuie să fac stânga.
aici. Ar trebui după aia să mă duc în col. Frate, un wing. Aici este problema. Aici este problema. Cum dracu se numea ăla, că aveam o poză salvată. Nu e ok ce am făcut. Nu este ok ce am făcut, boss. Băi, hai că ok, uitați, am parcat aici mașina și mergem acum să căutăm, să vedem unde e exact intrarea, că nu o găsesc. Dar trebuie să mă uit după intrare. Am văzut, nu știu, ceva Crescent Entrance, something like that. O să găsesc eu și revin. Dar ce mișto e centrul ăsta. Nu a fost până acum pe aici niciodată. Sunt de mișto. Și am impresia că mai sunt români care caută același lucru ca și mine. Intrarea aici și uite, cred că am găsit. Ăla e drapelul României, nu? Haideți să votăm. Fraților, o terminat și cu votul. Ați văzut votul meu. Vă rog, toți cei care puteți, nu știu, să încerc să pun video-ul ăsta mai devreme astăzi, o să încerc să-l editez în camion, dacă o să am timp. Duceți-vă la vot până să închid urnele și nu uitați, votați orice, dar nu PSD. Și votați la referendum pe ambele buletine, da. Votat 2019 și vor urma încă două voturi. Muie PSD. Haideți la muncă. Frații mei peloponezi, gata cu votarea. Băi, aveam un șo loc să ies pe aici? Sau găs vagon? Hai că am loc. Băi, gata cu votarea. Vorba aia, revenim la oile noastre. Uitați așa să ecalizez și eu vagonul. Revenim la oile noastre, bă, și am plecat la muncă. Băi, să cam... S-a futut vremea. S-a futut butonul, cum zice Andreasca, s-a futut butonul, e, la mine s-a futut vremea. Eu acum am văzut, uite cum e oglinda aia. Trebuie să mă opresc aici în pompe și o ridic. Oricum cred că trebuie să mă opresc să bag și motorină la frig, am și uitat, drag. Băi, am plecat la muncă, nu mai m-am dus la ora 9, am ajuns până la urmă la ora 8 la muncă. Am venit la ăștia și le-am spus, bă, nu mai încep la 9, încep la 8, dați-mi ceva repede acum. Zic, trebuia să mă duc să votez, le-am explicat, m-au aplaudat, făcea, bravo, bravo. Și mergem la Bristol, deci astăzi vom avea o zi lungă, lungă, lungă. Nu-i problemă, este duminică, vorba aia, mai luăm și noi un ban în plus. Problema e doar că nu prea ai ce să filmez până la Bristol și înapoi. Pentru că mergi doar pe autostradă. Că știi cum e. Când ai autostrăzi, ce să faci? Mergi pe ele, nu? Când nu ai, nu mergi. Și uite așa facem cursă de aproape 400 km. Doar pe autostradă, dus întors. Și ajunge șoferul înapoi acasă, ceea ce nu prea se întâmplă prin România. Voiam să vă mai spun ceva. Probabil o să vedem astăzi foarte multe M-uri pe autostrăzi, pentru că astăzi la Birmingham este cea mai mare întâlnire a posesorilor de BMW M. Este al doilea an la care o ratez. Anul trecut am fost acasă pentru că era botezul fetei. Anul ăsta stăm la muncă. Stăm și noi la coadă să băgăm diesel lache și după aia dăm bătaie. Și așa că nu știu dacă neapărat vlogul de astăzi, adică partea asta o să apară undeva, o să apară ca un vlog singur, sau probabil va apărea
ca o parte integrantă într-un alt vlog. Voi vedea la editare chestia asta, așa că să nu mă înjurați dacă de acum încolo nu veți mai vedea nimic. Nu știu ce să vă zic. Nu vă zic nimic.